Salutare și bine ați revenit! Azi vă prezint o cască Bluetooth foarte interesantă, dar înainte de a vă prezenta, vom face un unboxing și apoi vom vedea cum arată. Aceasta este cutia. Pe partea din spate avem toate detaliile despre ea. La caracteristici ne apar următoarele. Conectare cu două dispozitive în același timp. Moduri suportate: răspunde apel, închidere apel, reapelare, control volum, redare, pauză, selectare, melodia următoare și anterioară, buton multifuncțional, cel de sus, o să vi-l arăt, versiune Bluetooth 4.1, sunet de calitate, suprimare vomot ambiental, apelare vocală, oprire după 10 minute dacă niciun dispozitiv nu este conectat. Distanță transmitere 10 metri, culoare pe negru, specificații baterie, 3,5 V, 55 de amperi, litiu polimer, așteptare în stand-by, 170 de ore, timp vorbire 5 ore, timp redare muzică 4 ore, durată de încărcare completă 2 ore. Mai jos ne apar frecvențele. Cam asta e pe partea din spate. Pe partea din față ne apare apelare vocală, conectare cu două dispozitive, exact ce am mai spus. Timp de vorbire 5 ore. Distanță transmitere 10 metri. Destul de ok, 10 metri pentru raza de Bluetooth. Acum să desfacem cutia, să vedem cu ce accesorii ne-a venit. Avem și niște manuale aici. Puțin înghesuite, că nu este așa mare spațiu. Așa sunt poziționate încărcătorul și casca. Le vom scoate. Acum să vedem ce manuale am primit. Aceasta este o cărticică. O casca. Ne apar detaliile despre ea. Scrie foarte mic. Ok. Aici certificatul de garanție un an. Și aici mai avem o declarație de conformitate. Ok. Să vă prezint și casca. Destul de finuță. Pe partea din față avem un material puțin mai aspru, să nu ne alunece din mână. Deasupra avem butonul de a deschide apelul și de a opri apelul, butonul acesta de sus. Mai jos avem LED-ul, când se conectează este pe albastru. În partea stângă avem butonul de on și off, îi voi da drumul, cum casca este pornită. Acum trebuie doar să conectăm casca la Bluetooth și o va găsi imediat. Se conectează foarte repede. Pe partea dreaptă, în lateral, avem buton de schimbare melodie înainte și înapoi.
Pe partea din spate arată exact așa. Aici este microfonul. Acum să vă arăt și cum se va pune la încărcat. Acesta este suportul pentru a o putea încărca. Se va pune exact în această poziție și fiți atenți, este magnetică. Când ați pus-o la încărcat, nu cade. Deci, nu aveți probleme să o pierdeți. Foarte ok. Să vă arăt și suportul de încărcător. Acest suport se poate pune și la 90 de grade. Vedeți? Foarte simplu. Ori așa, puneți la încărcat, ori invers, cum vă e mai comod. Vreau să vă spun că eu am folosit-o și în mașină, am folosit-o și mergând pe jos, se aude foarte bine și foarte clar. La muzică vreau să vă spun că se aude chiar și cu bas. Își merită banii. Ușoară. Cam atât despre acest review. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și să apăsați pe clopoțel. La revedere!